Bună seara și bine ați venit la evenimentul Unica Urban Party în 2024. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Ei, cum Dumnezeu să nu accept? În primul rând că mi-e dragă revista. Doi la mână, petrecerile voastre sunt întotdeauna atât de cool. Trei la mână e o ocazie să te întâlnești cu oameni pe care de obicei îi vezi numai în paginile revistelor. Și e vară, vine vacanța, cum să ratezi o petrecere de vară? Tema evenimentului din această seară este bătălia generațiilor. Care au fost cele mai mari diferențe pe care le-ați remarcat între generația dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră? Păi, războiul dintre generații este o permanență. Nu l-am inventat noi și nici nu o să moară odată cu noi. Diferențele sunt prezente de când există generații. Cea care vine întotdeauna are să le reproșeze celor care au fost, că sunt demodați, depășiți. Cei care au fost se uită schiorâși la cei care vin din urmă și spun că sunt duși cu capul și că pe mâinile cui nimerește planeta. Deci întotdeauna fiecare are ce să-i reproșeze celuilalt. Iar eu, culmea, am avut la TVR chiar o emisiune care s-a numit Rivalii și cei doi rivali erau generația părinților cu generația copiilor lor. Așa că sunt în temă cum ar veni. Copiii mei întotdeauna mi reproșează mie că sunt din alte vremuri și că n-are sens să-i învăț pe ei că ei știu mai bine decât mine, veșnica problemă cu ouă și găina. Iar eu mă uit la ei și mă rog la Dumnezeu ca planeta să reziste și după ce va fi gestionată de această nouă generație care vine din urmă, pe care o prețuiesc foarte mult, are valoare, dar trebuie să mai învețe și de la noi câte ceva, pentru că nu e totul să stai cu nasul în device-uri, mai trebuie să mai stai și cu ochii în realitate. Apropo tot de copiii dumneavoastră, cum vă împăcați cu faptul că ei au ales să plece din țară? Da, ce documentată ești! Păi, ca orice părinte care rămâne în țară, rămân să trăiesc cu nostalgia vremurilor în care eram împreună, în care mă chinuiam să-i învăț că țara lor este cea mai frumoasă din lume și că niciodată nu trebuie să-și o părăsească, de unde tragem concluzia că sunt un pedagog extrem de prost și ineficient. Mă bucur pentru ei că sunt în țări frumoase și în țările în care și-au dorit să trăiască și sper să le fie bine acolo și sper să nu plece mai departe decât sunt, ca să pot și eu să mă arunc în câte un avion și să mă duc să-i vizitez. Vă vedeți des? Ei vin des? Puteți să-i vizitați des? Fiica mea mai puțin, a plecat așa mai supărată pe România. În schimb, Victor revine destul de des, chiar acum întâmplarea face că este în țară, deci vine să-și vadă și mama, dar vine și ca să-și rezolve diverse alte probleme, să-și vadă prietenii, colegii de școală, bunicii care l-au crescut, deci motive sunt destule și văd că revine cu bucurie de fiecare dată. Ce v-au învățat copiii dumneavoastră? Ce m-au învățat? M-am învățat să fac mai puțină morală, că morala nu ajută la nimic. M-au updatat la vremurile în care trăim, pentru că faptul că știu, nu știu, să folosesc aplicațiile pe telefon, să editez pe tabletă, să faptul că am pagină de Facebook, de Instagram, toate se datorează atenției cu care mă uit eu către fiul meu, care este IT-ist și care m-a învățat cam tot ce știu în acest domeniu. Deci fără el eram pierdută în această lume. Codul vestimentar al seriei este moda anilor 2000. Ce amintire aveți din acea perioadă? În anul 2000. În anul 2000, ce făceam eu? Făceam ce fac tot timpul. Făceam emisiuni, adevărat că făceam altă emisiune, pe atunci făceam emisiunea Arca Marinei. Nu știu dacă neapărat din acea perioadă datează ținuta mea, că asta cu dress code-urile la petreceri întotdeauna mi-a dat de furcă și am ratat multe petreceri pentru că n-am știut cum să mă îmbrac. Dar, în general, eu nu sunt atât de addicted la modă. Sunt un om care se îmbracă mai mult după cum îi stă bine, nu după cum se poartă, deci probabil că am nimerit-o. Anul 2000 a fost intrarea într-un nou mileniu. Crescusem de mică cu ideea că în anul 2000 va fi sfârșitul lumii.
m-am bucurat că am supraviețuit acestui an și că, uite, lumea nu se prea gândește să sfârșească, dar a început să arate din ce în ce mai îngrijorător, așa că încet, încet, cred că voi o să prindeți sfârșitul lumii, eu am scăpat de el.